În fiecare an, pe 18 martie, în Republica Turcia se marchează Ziua Eroilor Turci Căzuți la Datorie, în țară ori în afara granițelor. În cimitirul eroilor turci din Brăila există 12 morminte în care se regăsesc osemintele soldaților turci, în timp ce 754 de militari de aceeași naționalitate au fost înhumați în gropi comune în timpul Primului Război Mondial. Cu acest prilej, Consulul General al Turciei la Constanța, lideri politici, reprezentanți ai oamenilor de afaceri turci și elevi de la Colegiul Național Kemal Atatürk din Medgidia au depus o coroană de flori și au păstrat un moment de reculegere la cimitirul eroilor turci din Brăila. La manifestare au mai participat și oficialități locale, dar și reprezentantul cultului musulman din România. Consulul General al Turciei la Constanța a evocat importanța păstrării memoriei vii a eroilor căzuți cu ocazia bătăliei de la Dardanele. Dinimizde ve kültürümüzde şehitlik en üst makamdır. Conform religiei și credinței noastre, a deveni erou este cea mai înaltă poziție la care poate ajunge. Vatan için vermişlerdir. Pentru că acești oameni și-au jertfit viețile pentru patria lor. Kendilerini saygı ve rahmetle anıyoruz. Îi comemorăm cu deosebit respect. Primarul municipiului Brăila, Aurel Simionescu, a subliniat faptul că ar trebui păstrată în continuare legătura de prietenie între cele două state spre beneficiul cetățenilor. E un omagiu pe care cred eu că trebuie să-l aducem tuturor celor care în timp s-au jertfit pentru țară, pentru o cauză care li s-a spus atunci că este dreaptă, pentru poporul pe care l-au reprezentat. Îmi doresc să avem în continuare eroi, care însă să fie eroi pentru construcție, să fie eroi pentru o luptă mai bună în viață pentru noi toți. Aceasta este a 99-a aniversare a Zilei Eroilor Turci, iar autoritățile au promis că anul viitor festivitățile cu această ocazie vor fi mai ample.